Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la știri. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Cea mai în vârstă femeie din România a împlinit 106 ani. Aceasta locuiește în Muștel, în comuna Poenari. Poetul Liviu Mățăoanu revine la Câmpulung cu ocazia lansării volumului Umbra personajului. Două zile pline de volei la Câmpulung. Sala de sport a Colegiului Național din Nicu Golescu va găzdui jocurile din cadrul turneului 4 al campionatului național rezervat tinerelor speranțe. Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, Bogdan Olar, a prezentat în fața invitaților și a subordonaților bilanțul activităților pe anul 2019. Față de anul 2018, intervențiile și solicitările au fost în creștere. În altă ordine de idei, șeful pompierilor militari a atras atenția că multe școli din Argeș nu au nici la ora actuală autorizație de funcționare ISU. La sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș a avut loc în această săptămână bilanțul activității din anul care s-a încheiat. Inspectorul șef Bogdan Olar a prezentat în fața subalternilor săi, dar și a șefilor de instituții invitați la acest eveniment, activitatea în cifre a pompierilor argeșeni. Potrivit raportului, în anul 2019, reprezentanții ISU au răspuns la 48 de solicitări zilnice, în creștere față de anul 2018. În perioada 1-31-12 a intervenit la 10.283 de cazuri, în medie 29 pe zi, comparativ cu cele 10.455 în 2018, reprezentând o scădere de aproape 1% a numărului de intervenții, acordând ajutor medical de urgență, descarcerare sau asistență pentru 10.264 de persoane, dintre care 9.325 adulți și 939 copii. S-a intervenit pentru 17.445 de evenimente, în medie 48 pe zi, dintre care 6.438 au fost acțiuni pentru situații de urgență, iar 11.000 acțiuni mort, o creștere 7% față de 16.336 din 2018. După 3 ani consecutivi, când s-a necesitat o menținere la același nivel, acțiunile privind situațiile de urgență au fost reprezentate de intervenții normale, misiuni de asigurare, supraveghere, recunoaștere în teren, exerciții cu forțe în teren, întoarsele de pe itinerare, depasare fără intervenții și alerte false. În unitățile de învățământ, pregătirea s-a desfășurat în special prin programul școală altfel, desfășurându-se 62 de activități, cu un număr de 3.855 de participanți, preșcolari, elevi și talente didactice. Au fost desfășurate activități de pregătire privind comportarea în situații de urgență în 7 centre de plasament, cu un număr de 187 de beneficiari, în baza protocolului încheiat cu Consiliul de Zonaje și pentru prevenirea migrației și integrarea socioprofesională a acestor copii. În cadrul proiectului Miercurea Sirenelor s-au desfășurat anul trecut 10 exerciții de antrenamente pentru transmiterea și verificarea funcționării sirenelor. Inspectorul șef Bogdan Olar a punctat faptul că în Argeș, în caz de calamitate sau alte pericole, sunt amenajate 124 de adăposturi de protecție civilă care pot adăposti 14.895 de persoane. Un magazin alimentar din comuna Sălătrucu a fost cuprins de flăcări. Pompierii au reușit să stingă incendiul după 3 ore. Două persoane se aflau în interior, însă au reușit să se salveze la timp. Incendiu în centrul comunei Sălătrucu. Un magazin alimentar a fost cuprins de flăcări. La fața locului au fost solicitați pompierii care au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj smurd. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență Argeș, focul ardea pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. În interiorul magazinului se aflau două persoane la momentul izbucnirii incendiului, dar din fericire acestea au reușit să se salveze la timp. Abia după 3 ore, pompierii au reușit să stingă flăcările care se manifestau violent. Magazinul a fost afectat pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați. De asemenea, au fost distruse și bunurile din interior. Din primele cercetări, cauza probabilă se pare că a fost efectul termic produs de un coș sau burlan de fum amplasat necorespunzător față de elementele combustibile. Timp de o săptămână, câțiva elevi ai Colegiului Național Pedagogic Carol I participă la un nou proiect Erasmus+, desfășurat în Olanda. Liceenii câmpulungeni au descoperit culturile europene prin interacțiune directă cu colegilor de generație din alte țări. Proiectul de interculturalitate a fost inițiat și de această dată de Fundația Olanda-România și a avut ca temă întrebarea ce te face cetățean european. Un grup de liceeni de la Colegiul Național Pedagogic Carol I din Câmpulung au avut parte de o experiență inedită.
Timp de o săptămână, aceștia au participat în cadrul unui proiect Erasmus Plus, intitulat Tinerii de azi, europenii de mâine, desfășurat în Olanda. Timp de o săptămână, aceștia au participat la un proiect Erasmus Plus, intitulat Tinerii de azi, europenii de mâine, desfășurat în Olanda. Proiectul, inițiat de Fundația Olanda-România în urmă cu câțiva ani, a avut ca temă întrebarea ce te face cetățean european și a fost realizat cu scopul de a-i stimula pe elevi să descopere culturile europene prin interacțiune directă, formând un mozaic cultural. Astfel, împreună cu colegii lor de generație din Rusia, Bulgaria, Olanda, Elveția, Islanda, caroliștii prezenți au participat la o serie de vizite, discuții cu personalității din mediul economic sociopolitic, team building-uri și, bineînțeles, în buna tradiție, la cinele cu specific național organizate de fiecare țară participantă. Din programul vizitelor nu au lipsit edificii marcante ale culturii și administrației olandeze, Palatul Păcii, Ministerul Olandez al Afacerilor Sociale, Casa Europei, Senatul, Primăria Haga. S-au bucurat de această experiență elevii Diana Andreea Dumitru, Cătălina Ioana, Ioana Neguș, Maria Alexandra Alexandru, Mădălina Grecu, Ioana Șovu, Bianca Tican, Eduard Dumitrescu, Alexandru Rizea și Alessandra Roxana Dinu, având ca însoțitori coordonatori pe profesorii Delia Manole și Despina Stoica. În comuna Păienari, sat Jugur, trăiește cea mai longevivă femeie din țară. Este vorba despre Elena Băgeșică, aceasta a împlinit 106 ani. Primarul și Consiliul Local, alături de cei apropiați, au sărbătorit-o pe Tanti Leana, așa cum o cunosc localnicii. Elena Băgeșică, o străbunică din comuna Păienarii de Mușel, a împlinit 106 ani. Consiliul Local i-a dăruit sărbătoritei un tort de ciocolată, un buchet de flori și un plic cu 1000 de lei. O delegație a primăriei, condusă de primarul Ion Banzea, i-a adus centenarei darurile acasă. Îmbrăcată într-o ie autentică, tanti Leana i-a servit pe musafiri cu bomboane, a schimbat câteva vorbe cu ei și le-a mulțumit pentru atenție. S-o vadă toată lumea, că nu multă lume apucă vârsta asta. Cum vă simțiți, Monica? Putem să suflăm în astea? Ia. Ia, suflați în ele. Suflă, ia să vedem. Gata. Da, s-a stins. Bravo. Spuneți o durință, bravo, bunică. Bravo. Să mai trească. Să mai vină și la... La anul venim și punem 107. Păi de ce să nu venim? Vă mulțumim din tot sufletul și să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să trăim măcar cu 100 de ani. Vă mulțumesc. Domnul primar. Multă și sănătate. Și toți, să vă dea Dumnezeu. Și mata. Să aveți mandate până la 100. Mulțumim. Să și poată să le ducă la 100. Hai să le vieți cu o bomboană, câte ceva. Merită că îi înțelege și pe ei de 100. Da. Spunea că de la atât a stat în pat odor toate oasele. Fiindcă se temea că iarna va fi lungă și friguroasă, primarul i-a promis sărbătoritei de 106 ani că îi va aduce o remorcă cu lemne. Pe sărbătorită au lăsat-o picioarele, de aceea stă mai mult în pat. Nu vede și nu aude prea bine, însă are mintea ageră. Deși primește o pensie mică de agricultor, bătrâna nu uită niciodată să-și plătească dările către stat. Tanti Leana, cum îi spun consătenii, este văduvă de un sfert de veac și locuiește împreună cu fiica ei în vârstă de 76 de ani în satul Jugur. Comuna Păienarii de Mușcel are o populație de 3300 de locuitori. Elena Păceșică este singura din localitate care a depășit 100 de ani. Din urmă vin câțiva consăteni, femei și bărbați, care au acum 95-96 de ani. Deși trecută bine de 100 de ani, maica Leana mai are până să devină cea mai în vârstă persoană din lume. Deținătoarea recordului este o japoneză care a împlinit în ianuarie anul acesta 117 ani. Cel mai longeviv om din lume din toate timpurile a fost însă o franțuzoaică. S-a stins în 1997 la vârsta de 122 de ani.
Foaierul secției de istorie și artă a Muzeului Municipal Câmpul Lung a găzduit un regal cultural. În prezența unui numeros public au fost lansate 3 cărți. Este vorba despre volumul Prometeu, ce poartă semnătura gânditorului Pătrățuțea, Umbra personajului, scrisă de Liviu Moțăoanu, și Secvențe, a piteșteanului Gelu Ungureanu. În cadrul evenimentului, editura Icon a avut un stand cu ultimele cărți editate, semnate de nume importante ale culturii românești. Un eveniment cultural de excepție s-a consumat în prima lună a acestui an la Câmpul Lung. Secția de istorie și artă a Muzeului Municipal a găzduit lansarea cărților a 3 autori, dintre care 2 originari din Mușcel. Este vorba despre volumul Prometeu, ce poartă semnătura gânditorului Petre Țuțea, o carte îngrijită de nepotul acestuia, Viorel Țuțea. Prezent la întâlnirea cu publicul mușcelean, nepotul scriitorului din Botenii de Mușcel a dezvăluit câteva lucruri inedite despre cel care rămâne în conștiința poporului român ca ultimul Socrate. Dacă o parte dintre dumneavoastră știți deja că a fost o personalitate universală. În afară de acuzația între ghilimele făcută de unii în gripă, că a fost numai un geniu orat, iată, prin bunăvoința domnului Aștă, aveți în față o mică dovadă că nu-i așa. Și că cei care au făcut această afirmație s-au grăbit. Petre Țuțeanu nu așa de întinsă cum ar fi putut să ne lasă, dacă și el ar fi fost lăsat. Mare păcat pentru doamna lumea, inclusiv pentru mine. După o perioadă îndelungată de absență din viața culturală a Câmpul Lungului, poetul Liviu Moțăoanu revine cu o a doua ediție a cărții sale, Umbra personajului. Cartea a fost selectată pentru nominalizarea la cea mai bună lucrare a acestui început de secol. Trofeul a fost obținut însă tot de un scriitor mușcelean. Este vorba de poeta Elena Mălăncioiu, originară din Godeni. Cartea mea, care este, așa cum a spus și Sorin, o reeditare din cărți care a apărut acum 20 de ani, este o carte puțin mai greu de citit. Nu se poate să citesc din cartea aceasta, este doar un poem doar. Pentru că dacă vreau spune în urmă că o să citim 2 poeme, am stat o oră sau 10-15 pagini fiecare poem. Cartea a fost cu adevărat foarte bine primită atunci când a apărut. Ea a fost lansată în câteva orașe țintă, începând cu Pitești, București, la Muzeul Literaturii Române, la Iași, la Cluj, la Reșița, în mai multe orașe importante. Și de fiecare dată am primit un feedback foarte bun. Regalul poetic a continuat cu lansarea cărții Secvențe a scriitorului piteștean Gelu Ungureanu. Atât Liviu Moțăoanu, cât și autorul Secvențelor fac parte din gruparea SIND 89, care la începutul anilor 90 a avut singurul program literar din toate grupările literare post-decembriste. Apropo să clarificăm și treaba asta că lansez totuși la o vârstă care, nu știu, ar trebui să fie mai redusă puțin în ce privesc anii. Am un bun amic, am mai spus treaba asta, care se numește Tudor Gheorghe și zice, băi băiete, foarte bine că tu lansezi acum, la bătrânețe, cartea ta. De ce mai este? Bă, nu o să mai aibă nimeni timp prea mult să te critique. Așa că, vis-a-vis de scrierea mea, cam așa s-a pus problema. Cei 2 scriitori au fost prezentați de colegul lor din gruparea SIND, jurnalistul Sorin Durdun, de la postul de televiziune Clar TV. Atât Liviu Moțăoanu, cât și eu, cât și Gheorghe Ungureanu, fost de la Pitești, cel care își lansează astăzi cartea Secvențe, facem încă parte dintr-un grup literar care în anii 90 credea că va răspuna literatura, nu a răspundat, într-adevăr, dar a creat o direcție. Este vorba despre grupul literar SIN din Pitești. Toți cei care au făcut parte din acest grup literar, astăzi sunt scriitori, cunoscuți, sunt critici literari, sunt chiar autori de cărți de filozofie.
Publicul prezent la această lansare a avut ocazia să asculte un recital de poezie din cărțile celor doi poeți. Antidotul punctului. Când cirezile de nori nu mai erau ale mele, îmbrățișam perna nopții clandestin și sărac. Ritmul păsărilor n-avea crengi și nici măsură, iubeam. Câinii aruncau trepte către lună, urcau cu teamă pe eco. Fluviul curgea de desubt în ritmul păsărilor iubind clandestin. Moartea venea și pleca egal. Copiii îi desenau sinuos și îi ofereau puncte, drept bonus și antidot. Orice vis a devenit realitate. Orice realitate a devenit un vis. Imaginea ei mi-a rămas pe retină. Și acum se mai aud noaptea cuvinte lungi, fără înțeles, idei albe. Dar trebuie să închid fereastra ca să le aud. Pentru că, iată, singurătatea unei zile se pierde în singurătatea unei nopți. Atunci când cauți o fotografie veche, pierdută, atunci când totul curge dintr-o amintire, iar adevărul îi rămâne și acum nesigur. Editura Icon, la care au apărut cele trei cărți menționate, a amenajat în foaierul Muzeului Municipal un stand de carte cu ultimele apariții editoriale. Printre acestea s-a aflat și o carte dedicată filosofului Constantin Noica, care a trăit aproape 10 ani în câmpul Mușcel. Despre această lucrare a vorbit criticul și eseistul Vianu Drăgușanu. Această carte despre Constantin Noica, de fapt, e una, cred că, destul de complicată și bazată doar pe specializarea unui profesor universitar de la Timișoara, Ion Biriș, fost și șef de catedră la filozofie. Logica lui Constantin Noica, în general, logica este ceva puțin atractiv și puțin agreabil. Chiar la filozof spectaculos cum e Constantin Noica, partea de logică este cea mai puțin cunoscută, pentru că în sine logica, de fapt, se ocupă cu niște simple operații mentale, adică formele gândirii. Colonelul este un termen produs de Constantin Noica într-o carte care se cheamă Scrisori despre logica lui Hermes, scrisă la începutul anilor 80. Și acolo Constantin Noica gândește ceva simplu, că logica, de fapt, se decide tipul de gândire logică prin felul în care e pusă partea și întregul în relație sau unitatea, moralitatea. Acest eveniment cultural se înscrie într-o serie de alte evenimente ce se vor desfășura pe parcursul acestui an prin Clubul Scriitorilor Mușceleni. Următoarea întâlnire din luna februarie va fi dedicată dramaturgului Tudor Mușatescu. Sâmbătă și duminică, în sala de sport a Colegiului Național din Niculescu, vor avea loc jocurile din cadrul turneului al patrulea al Campionatului Național de Volei, rezervat tinerelor speranțe. Turneul va debuta sâmbătă începând cu ora 9, cu partida CSM București, CTF Mihai I. Iar de la ora 10.30, CSS din Niculescu va întâlni formația CSS Cosmos 2 București. Regal voleibalistic de zile mari sâmbătă și duminică la Câmpul Lung. Campionatul Național de Volei rezervat tinerelor speranțe își dispută în sala de sport a Colegiului Național din Niculescu jocurile din cadrul turneului al patrulea Seria C. Echipa gazdă CSS din Niculescu, pregătită de profesoara Raluca Nedelcu Moisescu, va întâlni formațiile CS Cosmos, CSS 2 București, CSM București și CTF Mihai I București. Turneul va debuta sâmbătă cu jocul dintre CSM București și CTF Mihai I, cu începere de la ora 9, urmând ca de la ora 10.30, Mușcelenii de la CSS Niculescu să se confrunte pe parchetul sălii de sport cu lanterna roșie Cosmos CSS 2 București. Etapa a doua a turneului 4 va avea loc tot sâmbătă și programează următoarele întâlniri. CSM București, Cosmos CSS 2 București, începând cu ora 13, pentru ca de la ora 14.30 CSS din Niculescu să joace împotriva liderului CTF Mihai I București. Etapa a treia a turneului de la Câmpul Lung va avea loc duminică cu jocurile CTF Mihai I București, Cosmos CSS 2 București, începând cu ora 9, iar CSS din Niculescu se va confrunta cu CSM București în ultimul joc al zilei, începând cu ora 13.
Campionatul național de volei rezervat juniorilor își va disputa duminică jocurile din cadrul etapei A8-a, a treia a returului. CSS Dinicu Golescu va primi vizita formației CSS Tulcea, una dintre formațiile puternice ale seriei B, astfel că dobrogenii sunt cotați cu prima șansă la victorie. Misiune dificilă, dacă nu chiar imposibilă pentru echipa de volei a Clubului Sportiv Școlar din Nicu Golescu, în confruntarea de duminică de la Câmpul Lung cu ocupanta locului secund în seria B, CSS Tulcea. Mușelenii pregătiți de profesorul Viorel Caramele au început în trombă campionatul cu o victorie la malul mării în fața Lanternei Roșii CS1 Constanța. Însă au urmat 4 eșecuri la rând pentru CSS din Nicu Golescu. A izbutit în etapa 6 să câștige cu scorul de 3-0 în fața Marinarilor din Constanța, pentru ca în jocul imediat următor să clacheze din nou 0-3 în deplasare în fața celor de la CSM București. Duminică, echipa din Câmpul Lung pornește cu șansa a doua în confruntarea cu dobrogenii de la CSS Tulcea. Nu de alta, dar echipa vizitatoare are un parcurs foarte bun în acest sezon competițional. Rămâne de văzut dacă mușelenii vor furniza surpriza etapei și va încurca ocupanta locului secund în clasamentul seriei B. Partida se va disputa duminică cu începere de la ora 11 în sala de sport a Colegiului Național din Nicu Golescu. FC Argeș a disputat la mijlocul săptămânii primul joc amical din această perioadă de iarnă. Albi-violeții s-au impus cu scorul de 1-0 în fața formației de Liga a 3-a, Unirea Bascov, iar tehnicianul piteștean s-a arătat mulțumit de randamentul jucătorilor săi. Ionuț Badea speră ca până în cel mai scurt timp să reușească să mai aducă jucătorii la FC Argeș pe posturile considerate deficitare. Tehnicianul grupării Viola, Ionuț Badea, s-a arătat mulțumit de randamentul jucătorilor săi din partida amicală cu Unirea Bascov, terminată cu victoria la limita formației din Trivale 1-0. Ionuț Badea a vorbit și de transferul de jucători, însă tânărul tehnician vrea să aducă în Trivale doar fotbaliști care pot aduce plus valoare echipei. Suntem într-o perioadă în care, pentru cei care cunosc fenomenul, curba efortului ajunge la 75-80%. Din capacitate, intrăm către potența aerobă. Pentru cine nu are familiaritatea termenilor, suntem cam la jumătatea pregătirii. Începe o nouă etapă acum, unde vom insista mai mult pe intensitate și pe lucru cu mingea pe spații reduse. Grosomodo, suntem într-o perioadă și cu ajutorul timpului și temperaturii, într-o perioadă foarte bună legată de tot ceea ce a însemnat până acum antrenamentul sau metodica lui și punerea lui în aplicare. Așteptările sunt legate de transferuri. Nu pot să aduc la FC Argeș decât jucători care să vină peste ceea ce avem noi în momentul de față. Pozițiile pe care am vrut să le completăm au fost acelea de fundași centrali. 2. Un atacant central, ca să avem completare la Vasile Buhăescu. 3. Betonarea poziției de mijlocaș lateral la jucătorul sub 20 de ani. Da? Deci cam astea sunt lucrurile care au guvernat toată gândirea noastră strategică din decembrie până acum. Era important pentru noi să găsim aceste soluții pentru echipă, să vină cu plus valoare pentru această echipă și pentru ce ne dorim. Deci, cum vă spuneam, am reușit un singur transfer până acum. Este vorba de Sylvain Desland, care are meciuri la toate naționalele de la U16 până la U21 ale Franței. Ulterior, jucătorului Wolverhampton, împrumutat în mai multe rânduri la echipe, pentru că era foarte greu să prindă prima echipă, dar pentru noi, în momentul de față, este un transfer util. FC Argeș va pleca în cursul zilei de duminică în Antalya, acolo unde va efectua un stagiu de pregătire centralizat timp de 12 zile, după care se va întoarce la Pitești, unde va pregăti jocul din deplasare cu Cluj din cadrul etapei a 22-a Ligii Secunde, programat în data de 22 februarie. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme frumoasă în județul Argeș, cu temperaturi tot mai ridicate. În nordul județului, la Nușoara, acolo unde se înregistrau cele mai scăzute temperaturi, vom avea 9 grade Celsius. La Corb și la Câmpul Lung se vor înregistra 10 grade, la Mușătești și la Vlădești avem temperaturi de până la 12 grade Celsius. În sudul județului va fi și mai cald, aici avem temperaturi maxime de până la 16 grade Celsius. Iar la Pitești vom avea vreme de primăvară cu temperaturi de până la 15 grade. Și în județul Dâmbovița avem vreme frumoasă cu temperaturi destul de ridicate pentru perioada în care ne aflăm.
În nordul județului acestea se vor încadra între 10 și 12 grade, iar în sud avem maxime de până la 15 grade Celsius. Și la Târgoviște va fi destul de cald, aici termometrele vor indica valori de până la 14 grade. La noapte cerul va fi acoperit de nori la Câmpulung, e posibil să plouă, iar temperaturile ating valori de până la 2 grade Celsius. Weekendul vine cu vreme frumoasă, cu mult soare și temperaturi de până la 12 grade Celsius. La fel și prima zi a săptămânii viitoare ne aduce vreme frumoasă cu temperaturi de până la 11 grade. Atât pentru astăzi, eu vă aștept și săptămâna viitoare cu alte informații despre vreme. Doamnelor, domnilor, acestea au fost principalele subiecte ale zilei. Eu sunt Monica Tăma și vă mulțumesc pentru atenție. Vă invit să rămâneți alături de noi. Programul nostru continuă cu o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Mușcelean. Vă doresc vizionare plăcută și un weekend frumos!